Hai, fraților, că nu sunt bune. Diametrul în interior e mic. Am oprit, am venit acasă și mă duc ora acum, de e cam târziu. Salutare, frații mei, dar nu pe vlog, deja știți cum stă treaba. Frații mei, după cum știți, după Instagram a postat o poză acolo cu discuri de frână, poza aceea. Și așa că a venit momentul să schimbăm discurile de frână la mașinetă, la bruscuță. Că așa îmi place să zic, bruscuță. Discurile le avem acolo în punguță. O să vi le arăt acum și să-i dăm drumul la treabă, că se face noapte și nu e bine. Sper să le termin până mai încolo pe amândouă. Doamne ajut, hai să vi le arăt. Astea sunt, fraților, da? Nu sunt chiar de firmă, pentru că nu o să le țin mult. Nu să le țin mult, că o să le schimb din nou și o să pun ceva mai bun, dar am luat provizor pentru că ale mele sunt foarte, foarte tocite. Nu știu cât de bine se văd. Așa că eu zic să-i dăm drumul la treabă, să ne apucăm să le schimbăm, că se face seara și nu-i de bine, le-ați văzut cum arată. Sper să se potrivească aceleași chestii. Am mai luat de la firma asta și au fost bune. Ce firmă ai, de să vă arăt și firma. Asta e firma. Aveți aici la ei. Mă arăt ce bine am, dacă nu. Găsiți tot ce vreți. De la cea mai veche mașină până la cea mai nouă mașină. Găsiți aici la piesa.ro. Nu îi fac reclamă, că nu am niciun venit de la ei, să zic așa, dar de la ei am luat până în ziua de azi. Pentru mașina mea, de la ei am luat piese și au fost super, super ok. Așa că haideți să trecem la treabă, să schimbăm discurile. Bun, am suspendat mașina, am pus chiar două cricuri, pentru că e mai bine, chiar și care am de acolo. Acum o să dăm etrierii, o să dăm jos și după aceea discurile. Nu pot să și filmez că plouă, o să vă arăt așa pe etape. Bun, sunt două șuruburi aici, se desfac, una aici și una aici, se dau jos, sunt de 12, da, cu tubulare de 12, așa, se dau jos. Revin după aceea. Bă, astele mele mai au carne, destul. Vedeți? O ceva. Și ăsta. Și ăsta. Bine. Că asta mi-a zis atunci proprietarul că le-a schimbat. Bun. Da, jos pastea. Le punem în portbagaj aici. Că noi o să le folosim topale. Că nu avem altele, am dat asta. Cum o dăm pe asta jos?
prindeți asta sus, să nu-l lăsați atârnat, că se poate rupe. Poate rupe, cum îi spune, furtunul și toate cele. Bun, revin. Mamă, fraților, m-a spart la asta, șuruburile de aici, adică astea, vin pe aici, băgată în asta. Așa ceva. Da? Și vin pe aici, băgate în asta. E, asta e doar cu ăla comprimat, pistolul comprimat cu aer. Doar cu alea puteți să desfaceți. M-am chinuit de mea în România. Curge un mâzgă de asta albastră, așa. E de aia, de faselină, de aia, cum îi spune, de autoblocare. În fine, am desfăcut până la urmă, foarte greu, dar sperăm și de acum încolo să fie mai ușor. Deci s-a dat ăsta jos, revin când dăm ăsta jos. Se bagă cu otul în ăsta, nu pe imbusi, pe torț, așa. Se bagă aici. E greu, bă, să... Așa. Rotiți. Să iasă șurubelul. Dacă e prea strâns și nu merge, bateți un pic aici. Pom, pom, pom. Ca să intre, că poate are mizerii. Așa. Se scoate frumos. Asta văd că e prins, deci mai avem de treabă. S-a dat jos. Trebuie să dau o perie de sârmă acolo. Ia uite așa era în el. Și vorbesc, nu cred că... Dacă nu le schimbam acum, nu cred că mai mergem. Ia uite așa. Și buzau. Destul de multă. Da. Trebuie schimbate oricum. Sunt varză făcute și n-avea rost să le mai ținem. Bun. Curățați și voi pe aici cu o perie de sârmă bine, da? După aia dați cu ungeți cu ceva, eu să-i dau cu niște vaselină că n-am cu ce. Și aia e. Hai, fraților, că nu sunt bune. Diametrul în interior e mic. Am oprit, am venit acasă și mă duc. Ori acum, de e cam târziu. Cât e ceasul? Așa, ori mâine dimineață mă duc la ei să vedem să mi le schimbe. Așa că voi continua mâine videoclipul ăsta. Fraților, am dus discurile înapoi. Am comandat altele de firmă. Nu mai știu cât e bucata, vreo 200 și ceva de lei o bucată. Am luat de la Bosch, sperăm să aibă diametrul ăla care îmi trebuie mie, alea de la Bosch. Dacă nu, le trimit înapoi și o să iau altele care până găsesc diametrul ăla. Așa că o să revin când o fi să mă duc să le iau și tot așa. Gata, fraților, am plecat să iau discurile și o să revin când le-am luat. Să le vedeți. Sunt pe aici frații mei, pe la Mihai Bravu. Mă duc să iau piesele alea. Dacă recunoașteți careva pe aici. Ala e. E și Kaufland-ul de pe Mihai Bravu. Și să vă arăt și unde se află, mergând așa încolo, unde se află
magazinul piese auto. Uitați, fraților, aici e, îl vedeți? Chiar pe Mihai Bravo aici la... Uitați cum se cheamă pe aici. Asta e. Gata, frații mei, ne-am luat. Astea sunt. Mergem spre casă. Revin cu upgrade. Gata, fraților, am ajuns acasă. Avem aici de la Bosch. Am luat de la Bosch, fraților. Ale nu erau de firmă. Astea sunt chiar Bosch. Unde avem aici inscripțiune. Uite aici. Se vede, da? Bosch. Pentru că numai de la Bosch. Și bine, mai sunt vreo 2-3 firme, dar numai firme cunoscute. Dacă, cum le-am luat eu pe alea făcături, nu se potrivesc. Astea de firmă se potrivesc. Bun, le-am luat pe astea de la Bosch. Au margine aici rotunjită. Asta e rotunjită. Pare toate sunt la fel și margini și tot. O să le măsor după aceea. Vedem în interior. Bun. Aici, că după asta vă dați seama. Rotunjire înăuntru aici e o... În groapă, să zicem. Așa are și asta. Și o vedem. În fine, e și aici o gaură la fecastie. Bun, deci, în prealabil le măsor în interior acum, să vedem cum sunt și cam astea sunt. O să-i dăm drumul pe montaj. O să vedem momentul adevărului, spune în discurs, vedem cum se vede. Ia să vedem. Ia să vedem. Asta o fi sau nu e? Asta e. Așa. E bun. E perfect. Bun, acum să dăm cu vaselină mai bine. Pe aici. Așa. Acum băgăm asta. Am și robot de rezervă, care mi le-a dat la ele, dar nu sunt așa, sunt în stea și o să le folosesc tot pe astea. Astea sunt mai bune. Strângeți ușor, că ăla e doar așa, cum se spune, de probă. E. Astea. Aici intră. Intră. Intră și aici. Intră și aici. Perfect.
Asta e rău. De la mama lor. De la Buș. Acum o să punem alea aici. Bă, cu astea. Asta și asta. Sunt mai grele de pus. Cred că de strâns trebuie să le strângeți bine. Bă, să văd cu ce strâng astea mai tare. Așa că o să revin după ce pun și plăcuțele. Bă, să nu uitați să ungeți astea aici. Vedeți tablăierele astea? Să dați și voi un pic de vaselină. Să poți să alunece plăcuțele mai bine. Pe spate aici. Așa. Pe sus. Și aici punem plăcuțele și asta după aceea. Bă, să nu uitați să ungeți astea. Unde vin plăcuțele, da? Am băgat plăcuțele. Să dăm asta jos. Vedem dacă mai trebuie întins. Să nu mă chedesc. Dacă intru. Așa. Astea două și nu voi. Care era? Asta? Nu. Asta. Aici.
strângeți ușor, nu în disperare. Pentru că nu are rost. Vedeți aici? E un șurub. Nu știu că v-am arătat. V-am arătat. Scoateți și lungeți. Le-am mus și au ce bine lucrez. Vedeți? Iată, fraților, asta trebuie să pornesc mașina ca să... Cred că chiar o să-i dau ok. O să vedem să blochez. Iată mașina. Este ok. S-a pus tot. Nu mai e moale acum asta. Nu focalizează-te. Aie. Nu se mai mișcă. Bă. Aici e totul bine. Punem roata și s-a încheiat. Cu asta trecem la următoare. Cam atâta bușilor. Se vede. Mă auzi, totul merge confort. Iată, am trecut și la a doua. Suspendat-o, dăm roata jos și începem operațiunea desfăcerii. Aici vom face de la cap-coad. Prima oară, asta. Să desfacem. Cam o șurupeniță, să împingem ăla, dar așa. V-am zis asta. Să-l prindeți cumva. Vezi că e și coste. Astea sunt mai grele. Dar am reușit să le desfac și pe astea două.
coase și unse. Da? Le-am uns. Altceva? Bun. Ce senzor spun ăștia de se consumă plăcuțele, dar habar n-am lăsat. Când o avea, nu știu, ia besul și atât. Nu, nu atât. Ale mele față de altele sunt curate. Foarte curate. Bun. Mă, o să văd frumos. La fel, ungeți aici, cu vaselină,
Așa. Să vă sună. Discul nou. Nu mereți că acum încă ora. Asta e, nu? Da, asta e încă ora. Nu foarte tare. Strângeți un pic așa. Curățați clemele, unde vin discurile, plăcuțe, vaselină, așa. Asta l-am șters. Am pe dânsul cu șuruburile. Le strângeți. E, acum e mai greu de strâns. Asta merge în sus. Fă. Am mers în jos. Le mai strâng puțin mai tare și aia e. Iată bușul. Băgăm plăcuțele. S-a încheiat treaba. Cam așa se face un schimb de plăcuțe. Așa că ne auzim mai încolo. Gata, fraților. Am montat și pe ăsta. Așa. Montăm joata și gata. Cam asta a fost. E ceva de treabă, trebuie să aveți timp. Dar treaba e ok.
Într-un final am reușit să schimbăm cum trebuie. Revin mai încolo. Gata, fraților. Și la roata asta. Uite așa. Cam așa se văd. O să încerc să merg mâine cu ea, acum nu mai e seara. Să vedem cum merg. Cam asta e. Ne vedem pe data viitoare. Și cam atât. Revin. Nu uitați. Like, subscribe și o distribuire. Să vadă și prietenii voștri sau prietenii tăi cum se poate schimba la tine acasă niște discuri. Ciao!